Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune Vocile 2.0. Sunt Ovidiu Mihăiuc și, așa cum v-am promis de mai multe ori, discutăm despre infrastructura rutieră din județul Iași. De această dată suntem pe un drum județean care face legătura dinspre Poatie, Bazar și merge spre Hlincea, înspre comuna Ciurea. Suntem pe acest drum pentru că din comuna Miroslava, din comuna Ciurea, vin foarte mulți oameni care lucrează în municipiul Iași. Drumurile sunt foarte aglomerate. Intrarea în Iași dinspre această zonă este în fiecare dimineață un coșmar pentru cei mai mulți șoferi. Discutăm despre ce soluții pot fi la îndemână astfel încât această problemă să fie rezolvată. Și discutăm și de această dată împreună cu Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, domnul Costel Alexe, președinte PNL Iași. Bine ați revenit la discuțiile noastre despre infrastructură. Bine v-am regăsit. Haideți să spunem câteva lucruri despre acest drum județean, care practic acum este o mică variantă pentru cei care refuză să stea în ambuteiajele la intrarea în Iași dinspre Cug. Acest drum județean cred că este doar una din problemele punctuale, sau cred că mai degrabă din soluțiile punctuale pe care le-au găsit eșenii, pentru că în ultimii 10-20 de ani, din păcate, dezvoltarea infrastructurii nu a mai ținut pasul cu creșterea numărului de mașini, intensificarea traficului rutier, cauzat evident de o creștere a municipiului Iași și evident a zonei metropolitane, o dezvoltare, pentru că astăzi suntem cel mai mare oraș al țării după București, primul oraș care vom ajunge la 500.000 de locuitori, județul care se apropie de 1.000.000 de locuitori, dar din păcate, infrastructura rutieră a rămas aceeași de dinainte de 1989. Aici este paradoxul, pentru că deși s-au construit ansambluri rezidențiale, locuințe rezidențiale peste tot în zona metropolitană, suntem în continuare cu o rețea stradală de nivelul anilor 70. De cele mai multe ori se spune așa, nu avem bani, suntem o țară săracă, suntem un județ nu foarte înstărit și drumurile reflectă practic această realitate. Nu, cred că problema noastră nu mai este acum neapărat de bani, pentru că eu o tot spun și eu s-o repet, evident că voi și implementa, nu există astăzi problemă în România care să nu poată fi rezolvată cu fonduri europene. Evident că în acești ultimi 10-20 de ani au fost și resurse guvernamentale, doar că au fost alocate prost și discreționar. Pentru că dacă am fi făcut o prioritizare și am fi investit în infrastructura din municipiul Iași, din zona metropolitană, cu siguranță ieșenii nu ar fi folosit astfel de drumuri secundare. Este un DG248C, e o variantă cu care să intre sau să iasă din oraș. Imaginați-vă că fie cum mergem noi acum spre Ciurea, fie cazul Tomeștiului, Reidului, peste tot ieșenii au găsit alternative, din păcate nu arată un drum județean, doar ca să elimine timpul pe care îl petrec în trafic. Și asta se întâmplă de ani buni de zile și din păcate pentru că n-a fost o conlucrare între municipiul Iași și Consiliul Județean, n-au fost identificate și implementate soluțiile. Pentru că soluții sunt, le știm. Și eu, ca deputat, în ultimii 8 ani de zile am făcut o serie de interpelări și către Ministerul Transporturilor și către Ministerul Dezvoltării, astfel încât varianta ocolitoare a municipiului să-și găsească finanțarea la Ministerul Transporturilor, la fel cum la Ministerul Dezvoltării am mers de foarte multe ori să le spunem celor de acolo cât de mare este nevoia de investiții în drumurile județene și drumurile comunale din Iași. Dar vreau să cred că acum, după 27, vom reuși să arătăm tuturor că atunci când există o echipă care să și lucreze împreună, Primărie, Municipiul Iași, Consiliul Județean, vom găsi și resursele financiare pe care să le investim în infrastructura rutieră. După 27 septembrie. Drumul acesta este accesat de șoferi principal când se confruntă, cum spuneam, cu ambuteiaje la intrarea sau la ieșirea din oraș, depinde de oră, el practic trebuie să fie pe o listă de investiții care să fie și a Consiliului Județean și a Municipiului Iași? Astăzi Iașiul îi lipsește o șosea de centură, dar o adevărată șosea de centură care să nu treacă prin oraș cum
e această variantă pe care se chinuie administrația județeană și națională să o facă de ceva ani, să avem un inel de centură, un inel metropolitan, ca apoi din el să fie identificate noi intrări și ieșiri din oraș. Imaginați-vă că astăzi, fie că vorbim despre intrarea dinspre Ciurea, spre Cug, dinspre Tomești, dinspre Holboca, dinspre Aroneanu, dinspre Rediu sau Popricani, vorbim de intrări și ieșiri cu o singură bandă pe sens. Adică orașul, avem 400.000 de locuitori în interiorul orașului și când vor să plece sau să intre, trebuie să faci și în indian. De aceea avem aceste variante pe care ieșenii nu le folosesc că le scurtează drumul sau că sunt mult mai arată drumuri județene. Nu, le folosesc doar ca să câștige timp. Atât. Pentru că altfel, uitați, pe un drum județean avem atelaj tras de cai și, din păcate, astea sunt condițiile până astăzi. Dar sunt suficient de hotărâși pentru ca, într-un timp cât se poate de scurt, împreună cu specialiștii de la drumurile județene, cu cei de la Ministerul Transporturilor, cu Primăria Municipiului Iași și mai ales cu cei care vor conduce destinele comunităților din zona metropolitană, să identificăm soluții de intrări și ieșiri în oraș. Pentru că asta trebuie să găsim. Am vorbit cu Dan Niță la Miroslav, am vorbit cu Ștefan Timofte la Tomești, am vorbit cu colegii din Aroneanu. Se găsesc și resursele financiare și au și soluțiile tehnice de a intra și ieși din oraș. Trebuie să trasăm alte drumuri, pentru că ele nu sunt practicabile astăzi, dar emite să facă față unei dezvoltări a comunității așa cum ne dorim. Acest drum, în imediată apropiere se află bazarul, se află târgul de cherestea, târgul de mașini. Practic suntem la intrarea în municipiul Iași. Dar vreau să vă mai spun un lucru apropo de modul în care privesc oamenii aceste investiții în infrastructură, în drumuri. Dacă se găsesc bani, pentru că spuneam adineaori că de multe ori s-a spus că nu, sunt prea scumpe și nu putem să investim în ele. Dacă se găsesc bani, atunci durează foarte mult. Și am mai făcut o emisiune împreună pe un alt drum județean care trebuia să fie reabilitat de 10 ani și nu e nici acum. Banii au fost. Nu s-a vrut. Pentru că fie că vorbim de DJ282, cel drumul județean dinspre Iași spre Suceava, o nouă poartă de intrare și ieșire din oraș, un drum care proiectul a fost scris în 2013, a avut finanțare de 70 de milioane de euro din bani europeni, dar din 2013 până în 2020 nu s-a făcut mai nimic la el. Am fost nevoiți ca și comunitate să sprijinim cu încă 30 de milioane de euro acel drum din banii mei, din banii tăi, din taxele și impozitele ieșenilor, care și acum e în șantier. La fel cum au fost proiecte, au fost banii pentru obiectivul 4 din șoseaua ocolitoare a municipiului Iași, varianta de trafic ușor, de la rondul de la Uricani spre Dacia Alexandru cu penetrație în Zimbru, unde, în mod normal, acea variantă 8,8 km ar fi trebuit finalizată acum 10 ani. A fost nevoie să vină un guvern liberal care în câteva luni să asigure finanțarea pentru studiul fezabilitate și proiectul tehnic, iar anul viitor sunt convins că vom începe lucrările la cel obiectiv de infrastructură. Adică soluții au fost, bani se găseau, voința a lipsit. Și cred că asta este cel mai nociv lucru pe care l-a resimțit Iașul în ultimii ani cu o administrație PSD la Iași. O administrație PSD care și-a dorit poate orice altceva, dar nu dezvoltarea comunității și asigurarea bunăstării cetățenilor județului nostru. Domnule ministru, vă propun să mai facem câțiva pași, să mergem într-un alt sector al acestui drum, să continuăm dialogul nostru. Am putea merge, cred că, peste tot în zona metropolitană sau la ieșirea din oraș, pentru că peste tot arată la fel. Și îmi dau seama la ce expansiune imobiliară are municipiul nostru și întreaga zonă metropolitană, că practic nu mai este astăzi Tarla sau zonă care să nu aibă fie un cartier de vile, fie un cartier de bloc. Îmi dau seama cât de repede trebuie să ne mișcăm
pe acest segment al dezvoltării infrastructurii rutiere și mai ales infrastructurii de transport. Pentru că dacă am fi avut un transport interjudețean sau intrajudețean cum trebuie, nu am fi avut poate asemenea cifre în ceea ce privește traficul mașinilor auto. A trecut și se aude și trenul, o locomotivă. Discutăm și despre trenul metropolitan în următoarea secvență. Deși pare că suntem undeva spre marginea județului, în continuare suntem chiar lângă municipiul Iași, pe același drum, împreună cu Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, domnul Costel Alexe. Spuneam că ne mutăm pe același drum, practic, să discutăm pe o altă secvență a sa și să continuăm dialogul nostru vorbind și despre proiectul trenului metropolitan. Sunt fonduri europene. România beneficiază de vreo 13 miliarde, dacă nu mă înșel, de euro pentru infrastructură. Din acești bani, o parte pot merge la astfel de proiecte precum trenurile metropolitane. Cred că întreaga zonă metropolitană își poate dezvolta o rețea de infrastructură rutieră și feroviară, dacă este să vorbim despre metroul de suprafață, una cât se poate de bună. E drept, am pierdut ani importanți în care poate terenurile pe unde ar fi trebuit să treacă aceste drumuri sau trenul erau libere, acum poate sunt cu construcții sau s-au ridicat cartiere, blocuri, dar soluții sunt în continuare și uite un pic la DG248C, e între municipiul Iași de-o parte, Ciurea pe partea cealaltă, adică când mă gândesc că în ultimii 10 ani, din păcate, n-am fost atenți la poate ce era cel mai important să dezvoltăm în orașul și în județul nostru, adică infrastructura și peste infrastructură, să suprapunem rezidențialul, parcurile industriale sau mediul de afaceri să-și construiască hale de producție. Noi nu, am făcut din păcate invers. Acum când am ajuns să fim sufocați practic de trafic, încercăm să căutăm soluții. Vestea bună este că ieșenii au posibilitatea ca pe 27 să producă această schimbare și evident să dăm un nou sens dezvoltării municipiului și județului nostru. Pentru că anii ce vor urma, așa cum ai menționat și tu, formă de relansarea economică a României, fondul de investiții și reziliență dă posibilitatea accesării de fonduri europene, fonduri cu care putem să investim în modernizarea și dezvoltarea infrastructurii, dar mai ales varianta de tren ușor, trenul metropolitan, cum l-am numit noi. Suntem Bucureștiul, Clujul și noi care își doresc să implementeze un asemenea proiect. Când a venit Lucian Bode la Iași, cei de la Ministerul au prezentat care este varianta dinspre Lețcan, Valea Lupului, Miroslava, Ciurea, Holboca și Tomești, urmând ca cu fonduri europene și am avut discuții cu Marcel Bolos să identificăm care sunt soluțiile de finanțare, dar până atunci și noi trebuie să ne facem treaba, adică studiul de fezabilitate, proiectul tehnic și evident trebuie să vedem care sunt în momentul de față traseele pe care vom merge, astfel încât ieșenii să fie mulțumiți. Da, erau prevăzute vreo 3 astfel de variante cu trasee pentru tren metropolitan, dar ce vreau eu să vă întreb este următorul lucru. Cum putem să explicăm un astfel de proiect astfel încât oamenii să nu creadă că este doar ceva electoral, ceva punctual? Problema cea mai mare este că cei care au condus societatea românească în ultimii 10-20 de ani au dus în derizoriu inclusiv conceptul de campanie electorală, pentru că s-a promis foarte, foarte mult, foarte mult și din păcate s-a făcut foarte puțin. Imaginează-ți că astăzi să vii să vorbești despre tren metropolitan, despre trafic electric și servicii publice de transport electric în zona metropolitană, despre servicii publice de calitate, când ieșenii ți arată un drum județean peste care în mod normal trebuia lărgit, reabilitat și asfaltat, îți spun că e promisiune electorală. Oamenii... Asta este diferența între noi, cei din Partidul Național Liberal și cei de la PSD. Noi am arătat chiar și în aceste 9 luni de zile de când conducem și guvernăm România că se poate. Am deblocat podul de la Ungheni, de pe autostrada Unirii, A8. În 2 ședințe și o întâlnire cu ministrul Lucian Bode.
am dat acea ordonanță pentru a putea reglementa și evident a realiza autostrada. Iar această soluție a avut-o și PSD-ul la dispoziție. Dar 3 ani de zile nu au făcut absolut nimic. Absolut nimic. Aveau la dispoziție și ei soluția investiției în obiectivul 4 din șoseaua metropolitană. Uricán, Dacia. Au avut-o la dispoziție. Nu au făcut. A fost nevoie să vină un guvern liberal ca pentru aceste două, de care v-am spus, și multe altele, să deblocăm situația. Asta este diferența între PNL și PSD. Ei au promis și au uitat să mai facă, noi ne-am asumat, am deblocat și evident vom investi în continuare. Ieșenii simt nevoia de schimbare, pentru că și ei ca și mine, ca tot întreaga societate românească, simțim pe propria piele că timpul nu mai are răbdare cu noi. Adică acest drum arată așa de zeci de ani. Când zeci de ani în care putea fi realizat. Nu este un drum ce aparține unei comune, Ciurea, să spui că nu are resurse financiare. Acesta este un drum județean. Un drum județean care este în apropierea municipiului Iași, îți deservește zona metropolitană. Iar un conducător cu viziune, un președinte de Consiliul Județean cu viziune, se gândește cum vrea să arate județul său peste 10 sau peste 20 de ani. Din păcate, administrația PSD la Iași, în ultimii 20 de ani, doar a cârpit. Da, probabil oamenii s-ar întreba sau ar observa că stăm, filmăm, vorbim pe un drum județean care nu este asfaltat și vorbim despre tren metropolitan. De aceea poate părea cumva o promisiune vagă, dar haideți să le explicăm puțin. Nu se vor putea face toate în primul an. La ce nevoie avem și la ce așteptări ale societatea ieșeană, ar trebui ca în primele 6 luni sau până la finalul anului să avem toate aceste lucruri. Cert este că toate aceste obiective, toate aceste proiecte asumate, le-am trecut în programul nostru de guvernare județean. E un document strategic în care am prins tot, nu am neglijat nimic, nu am supra-licitat mai mult. Și în această campanie electorală noi nu am promis alte autostrăzi, nu am promis alte spitale de urgență, nu am promis alte proiecte majore, doar ne-am asumat că vom implementa și vom realiza ceea ce ieșenii așteaptă de prea mulți ani. Încercăm să spunem puțin ce înseamnă un tren metropolitan. Ce înseamnă că se vor construi șine, Eu ca ministru al mediului, apelor și pădurilor, pentru că avem astăzi reale probleme la nivel european cu poluarea din marile orașe, am și investit prin administrația Fondului pentru Mediu, am încurajat accesarea de fonduri europene pentru transportul public în comun electric. Chiar am lansat un ghid de finanțare prin care sprijinim cu 100 de milioane de euro achiziționarea de tramvai, troleibuze sau autobuze electrice, tocmai pentru ca cetățenii din marile orașe ale României să aibă acces la un transport public în comun. Programul lansat la Iași. Programul lansat la Iași, evident că finanțăm stații de încărcare electrică, avem programul Curabla Plus prin care am dublat practic bugetele pentru ca românii să-și achiziționeze mașini electrice. Trenul metropolitan nu este altceva decât un metrou de suprafață care să poată să faciliteze legătura între comunitățile din zona metropolitană sau spre oraș, unde mulți dintre ei lucrează sau poate și au copii la școală. Numai că acum trebuie să identificăm acele puncte cele mai accesibile. Pentru că când discutăm de mobilitate, trebuie să discutăm și de accesibilitate la această infrastructură de transport. Stațiile, cum vor arăta, unde ar trebui trasate calea de rurale, unde facem parcuri industriale. Deci totul trebuie să fie parte a unei viziuni mult mai ample referitor la dezvoltarea zonei metropolitane. Pentru că astăzi, din păcate, noi nu putem spune că avem o zonă metropolitană. Avem un municipiu Iași în jurul căruia gravitează toate aceste comuni, Ciurea, Holboca, Bârnova, Tomești, Aroneanu, din păcate se dezvoltă fiecare haotic, neștiind astăzi unde vom construi parcuri industriale, unde vom construi parcuri agricole, unde, adică nu e o strategie, ceea ce a lipsit Iașului cu desăvârșire în acești ultimi 20 de ani, nu au avut o viziune clară de dezvoltare a județului nostru.
O ultimă întrebare, pentru că suntem pe acest drum județean și am spus că face legătura, o legătură secundară, să-i spunem, dintre Iași și Cirea. Păi el pleacă din Poatie, exact. De unde ar, oricum ar trebui să intrăm cu varianta axa 3 din îmbătrânita de acum centură ocolitoare a municipiului Iași, care trece prin oraș, dar reabilitând acest sector de drum, Târgu Auto, Târgu de Cherestea, Talciocul, venind, ajungem în Ciurea, trecem pe lângă fabrica de cărămidă, apoi la Piciorul Lupului, care oricum este o altă variantă în care am putea să rezolvăm problema traficului din orașul nostru spre Bârnova și Tomești. Pentru că anii ce vor urma vor trebui să ne ducă în situația în care să identificăm o șosea de centură a municipiului Iași care să treacă poate după aceste comune și nu prin la marginea orașului. Că la urma urmei asta înseamnă o centură metropolitană. Dar drumul ăsta astăzi este o soluție, din păcate, așa cum vedeți, pentru ieșeni, doar de a evita aglomerația de la intrarea în oraș capăt cug. În încheiere, vă rog să dați un, pentru că suntem în zona Ciurea, dați un mesaj pentru cei din această zonă, dar nu numai pentru ei, și pentru celelalte localități din vecinătatea Iașului. Pentru cei din Ciurea, mesajul este același și la Ciurea, și la Miroslava, și la Tomeș, și la Holboca, și la Valea Lupului, comunități care s-au dezvoltat foarte mult, tineri din generația mea, a ta, care s-au mutat acolo cu familiile, merg în fiecare zi spre oraș, fie să-și ducă copiii la școală, fie să merg la locul de muncă. Mesajul este unul cât se poate de clar. Împreună cu municipalitatea dorim dezvoltarea zonei metropolitane, astfel încât Ciurea, Holboca, Tomeș, Miroslava și toate celelalte comunități, deși au un statut de unitate teritorială administrativă, relațiile dintre ele trebuie să fie ca între un centru și cartier. Centru și cartier. Cum este astăzi cartierul Cug, Frumoasa, Dacia sau Alexandru, sub o formă sau alta, peste 10 sau peste 20 de ani, vor trebui să gândim Bârnova, Tomești, Ciurea sau Miroslava ca niște cartiere. Iar eu îmi doresc ca prin investițiile pe care o să le facem în zona metropolitană să asigurăm infrastructură de calitate și mai ales servicii publice de zonă metropolitană. Mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor Costel Alexe și președinte al PNL Iași. Eu sunt Ovidiu Mihăiuc, vă mulțumesc foarte mult că ne-ați urmărit din nou la un nou episod Vocile 2.0 despre infrastructura județeană rutieră și despre mobilitate. La revedere!